și aproximativ 116.000 de turiști români care și-au petrecut mini-vacanța de Paște și 1 mai în stațiuni din țară și străinătate au cheltuit 47 de milioane de lei, peste 10,4 milioane de euro, mai puțin cu 38% față de anul trecut, când cheltuielile cumulate cu ocazia celor două sărbători au ajuns la 65 de milioane de lei, după cum informează reprezentanții patronatelor din turismul românesc. În topul preferințelor românilor s-au aflat în aceste zile stațiunile rurale, cu 50.000 de locuri vândute, urmate de cele montane cu 22.000 de locuri vândute și de cele balneare cu 14.000 de locuri vândute. În ceea ce privește turismul extern, reprezentanții FPTR spun că cele mai căutate destinații de către turiștii români pentru petrecerea mini-vacanței de Paște și 1 mai au fost Bulgaria, Grecia și Ungaria.